Reacția lui Iohannis după ce Melecanu a demarat evaluarea ambasadorilor, cu toii ne dorim ambasade performante. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Mele Melecanu, a declarat, joi, ce a început evaluarea ambasadorilor României, menționând ce a primit toate materialele solicitate sublinierei va face o evaluare cantitativ sublinierei calitativ. Președintele Klaus Iohannis a fost invitat vineri, la Bruxelles, să comenteze acest demers. Nu cred ce trebuie să hiperreacționăm la această chestiune. Cu toii ne dorim ambasade performante. Ministerul Afacerilor Externe are procedurul anual de evaluare a ambasadorilor. Eu ne atept care să fac același lucru care s-a făcut până acum. Iar în măsura în care ministrul de externe constat că într-o anumită ambasadă lucrurile nu au mers bine, îi solicit o discuție cu mine pentru a-mi prezenta situația. Evident ce voi accepta această discuție, dar decizia o voi lua eu de la caz la caz, după ce îmi fac eu o imagine asupra chestiunilor, a spus Klaus Iohannis.